Bună seara! Numele meu este Nina Sofian. Sunt psiholog și parenting coach, iar în ultimii 7 ani, de când am devenit mamă de gemeni, lucrez în sesiuni individuale, dar și în workshop-uri cu părinții pe probleme legate de parenting. Aș vrea să vă întreb în această seară, pentru că subiectul despre care vorbim este legat de despre cum reușim să trecem peste provocarea de a crește gemeni, câți dintre cei din sală sunteți părinți de gemeni? Ok, mulțumesc. Câți dintre dumneavoastră aveți copii foarte apropiați de vârstă? Ok, mulțumesc. Pentru că o mare parte dintre informațiile pe care le vom vedea astăzi se aplică foarte bine și pentru părinții care au copii apropiați de vârstă. Și pentru seara aceasta am pregătit câteva topicuri, ca să spun așa, și vom trece un pic împreună prin ce înseamnă conduita în sarcina gemelară, ce facem când ajungem acasă cu 2 copii, da? Și cum reușim să ne păstrăm energia. Și în partea a doua vom vorbi puțin mai practic despre cum reușim să-i facem pe copiii noștri gemeni să fie mai puțin, să încerce să fie mai puțină concurență între ei și când este nevoie să îi separăm pe aceștia. Ok, prima provocare a părinților care află că vor avea gemeni este aceea de a se întreba: wow, ce se întâmplă, cum o să mă descurc cu 2 copii, da? E destul de dificil să creștem un copil, dar rămite să creștem 2. Și atunci, de cele mai multe ori apare un blocaj mental pe care părinții încearcă să-l depășească. E important ca mama, în primul rând, să-și asume faptul că va avea 2 copii sau mai mulți, pentru că există cazuri în care pot să fie multipleți, da, tripleți sau chiar quadrupleți, pentru că plecând de la aceste premize, mama reușește să ducă sarcina într-un mod armonios dacă își asumă de la început mai ușor acest lucru. Și atunci primul pas este să trecem de această barieră mentală. Aici am pus o fotografie. Ok, ce facem când ajungem acasă cu copii? Spuneți-mi care dintre dumneavoastră ați avut dificultăți când ați ajuns cu gemenii acasă. Așa, da? Cu toți am avut. Eu vorbesc și din perspectiva psihologului, dar vorbesc și din perspectiva personală de mamă care am trecut printr-o astfel de situație. Și este foarte important ca după ce ajungem acasă cu copii să reușim să ne acomodăm cu noul statut, da? Pentru că după ce am trecut printr-o sarcină care de multe ori poate să fie un pic mai dificilă decât o sarcină normală, noul statut de mamă de 2 copii sau de 3 este un pic destul de greu de digerat. Și atunci primul pas este să încercăm să fim blânde cu noi și să ne dăm acest timp în care să reușim să procesăm toată informația, da? După aceea e nevoie să ne concentrăm pe nevoile primare ale copiilor. Somnul și alimentația sunt foarte importante și, de asemenea, este importantă relația pe care reușim să o realizăm cu ei și, în special, contactul fizic. După cum spuneau și colegii mei, Corina și soțul dânsei, e foarte important că în această primă perioadă se formează relația de atașament și se pun bazele relației de atașament și atunci e important ca noi să reușim să fim acolo lângă copilul nostru și să-i satisfacem nevoile de bază. Nevoile de bază în prima perioadă fiind acestea, de alimentație, de somn și de apropiere, de afecțiune. De asemenea, este foarte important
acceptăm ajutorul celorlalți, pentru că, da, ne iubim copii, dar una e să te ocupi de un copil și una e să te ocupi de doi sau trei copii în același timp. Da, și cum spuneam, sunt doi copii de care trebuie să ne ocupăm, dar cel mai important lucru este că, de fapt, sunt doi copii pe care să iubim. Mie îmi place foarte mult cum sună asta, pentru că ne ajută cumva să trecem peste toate perioadele puțin dificile pe care le traversăm în creșterea gemenilor. Bun, aș vrea să vorbesc puțin și despre atenția mamei, pentru că în sesiunile în care lucrez cu părinții sunt destul de mult întrebată, ok, bine, ce fac? Pentru că a fost și o întrebare în sală la un moment dat. Își doresc amândoi același lucru în același timp, da? Amândoi au nevoie de atenție, amândoi au nevoie să fie luați în brațe, amândoi vor ceva de la tine exact în același moment. Și întrebarea este ce facem, cum reușim să satisfacem aceste nevoi ale copiilor. Da? Luatul în brațe, de asemenea, este o necesitate și nu este un răsfăț. Și din experiența mea practică, ce pot să spun despre cum le acordăm atenția la amândoi copii în același timp? Dacă unul sau dacă amândoi plâng în același timp și tatăl nu poate să suplinească sau nu există o bunică sau o bonă care să ajute mama, eu o să vă povestesc din experiența personală cum făceam eu. Îl luam în brațe pe acel copil, pe acel dintre copii care era mai agitat sau care, la care evaluam eu care mai mare nevoie în acel moment, da? Iar cu celălalt vorbeam în același timp, da? Deci pe unul luam în brațe și pe celălalt îl țineam cumva, țineam o legătură cu el și vorbeam cu el și spuneam, uite, mă ocup de el, iar peste câteva minute o să mă întorc și o să mă ocup de tine și cumva menții contactul acela cu ambii copii în același timp, chiar dacă satisfaci în primul rând nevoia unuia, da, adică le iei pe unul în brațe, tu de fapt satisfaci nevoile amândurora. Pentru că ei se simt conectați cu mama. Bun, vrea să vă spun câteva lucruri și despre timpul pe care, cum reușim să ne împărțim timpul atunci când avem mai mulți copii, da? Eu mi-am dat seama că, deși am trecut prin joburi în corporații, unde trebuia să fiu foarte organizată, deși am avut tot felul de experiențe care mă puneau în diverse situații limită, cel mai mult au reușit să mă organizeze copiii mei. Pentru că atunci când ai doi copii mici de crescut, de hrănit, de îmbrăcat, de schimbat, dacă nu ai un program foarte bine stabilit și dacă nu reușești să-ți faci un grafic, cumva nu poți să te descurci, da? Și atunci e foarte important să ne folosim de această resursă care este timpul într-un mod eficient și să facem acel program pentru copiii noștri. Bineînțeles că un program este ideal să reușim să-l facem, nu ne vom putea ține întotdeauna de el, dar cel puțin există un program de la care putem să plecăm și care să fie ca și bază și în funcție de perioadele în care noi știm deja că există o rutină de somn, de alimentație pentru copii, vom reuși să introducem în timpul nostru alte activități, adică să ne ocupăm puțin de noi, da, că e important să ne ocupăm de noi, de asemenea să ne alimentăm corespunzător, pentru că după o sarcină e nevoie să mâncăm, da, mai ales dacă alăptăm. Și în același timp să avem puțin timp cu noi, doar noi cu noi, pentru că nu mă refer la un timp în care să plecăm cine știe unde sau să facem cine știe ce activități, dar efectiv să ne luăm un sfert de oră, 20 de minute în care să stăm cu noi, să medităm un pic, să ne gândim la noi, la ce ni se întâmplă, să bem un ceai, să sunăm o prietenă, nu știu, să facem niște lucruri de genul ăsta.
Pentru că altfel ajungem să ne epuizăm, ajungem să ne frustrăm, ajungem să fim tot timpul legați de copii și să simțim cumva că viața noastră e într-o agitație continuă și ajungem să ne deconectăm de la noi, practic. Da, și aici am ilustrat în această fotografie, mi se pare destul de relevantă și cumva starea de bine a mamei se reflectă în evoluția bebelușilor, da? Și a copiilor. Asta o spun și teoriile despre atașament, despre care au vorbit și colegii mei. Eu am studiat destul de mult partea de atașament, pentru că când e vorba de gemeni, se discută la fel despre cum reușește mama să-și împartă atenția asupra copiilor și cum se dezvoltă atașamentul la aceștia. Și, într-adevăr, starea psihică a mamei influențează în mod direct evoluția copiilor. Și s-a mai demonstrat, de asemenea, că mamele care prezintă depresie postnatală, în cazul acestora, copiii nu dezvoltă acel atașament securizant pe care ne-am dorit cu toții să-l dezvolte și apar tot felul de alte probleme de atașament. Ok, și am ajuns și la partea puțin mai practică, legată de disputele dintre gemeni și concurența. Da? După vârsta de 6 luni, în special, copiii încep să fie gemeni și, în general, copiii încep să fie mult mai prezenți la ce li se întâmplă și cumva ei încep să se vadă între ei, da? Chiar dacă stau în pătuțuri separate, ei încep să fie conștienți de prezența fratelui sau de prezența surorii lui și să fie atenți la ce face celălalt copil, la cum se comportă, la când plânge, ce își dorește, ce face, adică la aceste nevoi primare. Și în acest moment încep cumva să-și dorească sau să ceară în același timp de la mamă anumite lucruri, da? Dacă unul dintre frați va plânge, probabil celălalt fiind foarte aproape de celălalt și văzându-se unul pe altul, de multe ori va avea un comportament asemănător, da? Și va cere același lucru în același timp. Ok. Dacă mama nu reușește să creeze acea relație de atașament sigură cu fiecare dintre copii, de cele mai multe ori o să apară niște semne de întrebare care o să ne pună pe noi pe gânduri, da? Și ne vom da seama că ceva este în neregulă sau că copiii noștri nu sunt tocmai acolo unde ar trebui să fie sau că sunt niște probleme în spate pe care noi ar trebui să le vedem și să le depistăm. Și care sunt aceste semne de întrebare? Copilul poate să fie la un moment dat mai trist, poate să fie apatic, scade pofta de mâncare, poate să se izoleze, poate să fie agresiv. Asta vorbim și de copilașii mai mari, da, peste 3 ani, iar la copiii foarte mici ei somatizează, adică se îmbolnăvesc mult mai des, apar tot felul de alergii sau alte probleme asociate. Ok, și e bine să fim atenți la ce ne transmite copilul și la ce semnale de alarmă apar, să reacționăm în consecință. Și ce putem face în situația asta? Mie îmi place să spun că e important să ne luăm rolul de observator. Cumva, rolul de observator înseamnă, din punctul meu de vedere, ca eu, ca părinte, să reușesc să mă dau cumva un pas în spate și să văd ce se întâmplă, de fapt, în relația cu copilul meu și ce se întâmplă în relația dintre copiii mei, da? Pentru că dacă eu sunt foarte prins în acest moment, în acest loc, în relație, nu voi putea să văd foarte clar ce se întâmplă acolo, da? Și atunci trebuie să mă detașez puțin și să-mi pun niște întrebări. Ce nu este în regulă? Să observ, să fiu atent, da? Să ies cumva din starea aceea de a reacționa pe pilot automat și să fiu mai centrat pe mine ca să pot să observ ce se întâmplă, da? Ok.
Rivalitatea dintre frați este iarăși un subiect care se discută destul de mult atunci când este vorba de gemeni. Și aici putem vorbi foarte mult, pentru că este un subiect mare pe care ne-ar lua zile întregi să stăm să îl discutăm. O să vă spun câteva lucruri punctual despre cum putem face noi, astfel încât copiii noștri să fie mai puțin antrenați în aceste lupte și în această rivalitate. Din ce am observat eu, din ce spun și specialiștii, de cele mai multe ori este vorba de nevoia de atenție. Dar o să vorbesc un pic mai târziu despre nevoia de atenție și o să vă spun puțin despre cum ar trebui să fie percepuți gemenii și cum sunt ei percepuți și de unde vin aceste rivalități, pentru că în cultură, în societate, în școală, în general, lumea tinde să privească gemenii ca fiind un întreg, da? Imaginați-vă un măr care este perfect, iar fiecare copil este o jumătate din acel măr, da? Și asta este, de fapt, o presiune foarte mare pe care societatea și unii părinți și școala o punem asupra copiilor, neînțelegând faptul că, de fapt, fiecare copil este câte un măr separat, da? Și nu o jumătate din ceva. Adică noi, ca părinți de gemeni, avem datoria să încercăm și să facem tot ce putem astfel încât să îi facem să înțeleagă că ei sunt unici și speciali în modul în care ei sunt. Da? Și activități pe care noi le putem face. Am scris eu aici câteva dintre ele. În primul rând este vorba de timpul special 1 la 1. Adică să petrecem timp special cu fiecare dintre copii. Nu știu câți dintre voi știți despre timpul special. Știți despre timpul special? Ok. O să vă mai spun câteva cuvinte. Nu știu cât timp am, dar o să vă spun în două cuvinte despre timpul special și despre importanța lui. Atunci când suntem dispuși să facem timp special cu copiii noștri, de fapt, noi le arătăm că avem disponibilitatea de a sta cu ei și de a le... de a le da importanța de care au nevoie și de a le satisface nevoile emoționale, da? La fel o să vă spun cum făceam eu. Am început să fac timp special când copiii mei aveau în jur de un an și jumătate, tocmai pentru că începuse deja o rivalitate destul de mare între ei. Și modul în care eu făceam timp special era următorul. Mă așezam efectiv pe parchet în sufragerie și când eram singură, când de multe ori eram și singură cu ei, îl luam pe unul în dreapta și pe unul în stânga, da? Și le spuneam, bun, acum vine momentul în care o să facem timp special. Și am început cu un timp de 3 minute sau 2 minute, nu mai știu exact, în care acordam atenție exclusiv uneia dintre ei. În același timp puneam și ceasul ca să cronometrez acest timp, iar celuilalt copil îi începeam o altă activitate și spuneam că poate să se joace sau să facă altceva atât timp cât eu lucrez cu celălalt. Da? Și în acest mod am diminuat foarte mult rivalitatea dintre ei, pentru că ei și-au dat seama că aveau cumva satisfăcută nevoia asta de atenție și de a fi ascultați, de a fi băgați în seamă, de a face ce le place, iar în momentul în care se reîntâlneau ei doi, certurile dintre ei și tensiunile erau mult mai mici, pentru că ei le descărcau în relația cu mine în timpul special, da? Ok. De asemenea, e important să implicăm copiii în munca de echipă, să gătim împreună cu ei sau să punem pe amândoi să construiască ceva, iarăși e important să-i punem să facă anumite jocuri împreună, să construiască alte activități. Mai sunt instrumentele pe care eu le folosesc, povestea terapeutică și jocul terapeutic, dar nu o să avem timp să vorbim acum despre ele. Mai e un subiect pe care vreau să-l ating și care se leagă de individualizarea gemenilor, multipleților și a gemenilor, cum îi ajutăm noi, de fapt,
să reușească să se vadă ca fiind ființe unice, da? Și aș începe prin a spune că e nevoie să crește stima de sine a acestor copii, în primul rând, și după aceea avem niște instrumente pe care le putem folosi. Să încercăm să îi îmbrăcăm în mod diferit, să încercăm să le luăm lucruri personalizate, adică să implicăm în modul în care începem și mergem și facem shopping. Dacă unul își dorește un ghiozdănel cu Angry Birds, unul își dorește un ghiozdănel cu Thomas, nu știu, să îi lăsăm să-și aleagă ei singur lucrurile, să implicăm în activități extrașcolare diferite și foarte important să evităm tendința de a-i compara, da? Pentru că comparația duce foarte mult în zona de competiție între ei. De asemenea, imaginea de sine a copiilor se formează în raport, în relație cu ceilalți. Și există situația în care unul dintre gemeni este mai dominant și unul este dominat de către celălalt și atunci în aceste situații este indicat chiar să-i separăm, da? Știu că pentru părinții de gemeni cuvântul a separa sună catastrofic, dar este de cele mai multe ori o realitate pe care o putem aplica. Nu vă gândiți la separăm gemenii, adică ca fiind ceva drastic sau ceva, ceva brutal. Nu, pur și simplu, cum spunea, nu știu, întreba cineva în sală mai devreme, efectiv încercăm să le dăm fiecăruia un spațiu în care să se simtă importanți, un spațiu în care să fie un loc de putere, da? Pentru geamănul, de exemplu, care este mai dominat de către celălalt. De asemenea, îi putem înscrie la activități diferite, clase diferite, la școală. Și ce vă mai spun este că de obicei competiția aceasta între gemeni apare mai frecvent la frații de același sex. Și ce n-ar trebui să facă părinții de gemeni? Și cu asta o să închei. În primul rând, n-ar trebui să îmbrace la fel și probabil o să fiți în sală persoane care o să mă contraziceți, dar o să vă spun de ce în două minute, da? Pentru că ne dorim ca, de fapt, atunci când copiii noștri vor crește și vor fi adulți, ne dorim ca ei să fie independenți, da? Ne dorim ca fiecare să aibă o familie, fiecare să aibă o iubită, să aibă o profesie, să facă niște lucruri. Iar noi putem să începem să sădim aceste semințe de când ei sunt destul de mici, da? Adică nu va trebui să-i obligăm să nu se îmbrace la fel, dar îi putem îndruma, îi luăm cu noi la shopping și lăsăm să aleagă. Eu, cel puțin cu băieții mei, așa am făcut. În jurul vârstei de 3 ani, au început să-și aleagă singuri hăinuțele care le-au plăcut și, surprinzător, au ales diferit. Adică au și lucruri identice, dar destul de puține. După aceea, să nu-i obligăm să desfășoare aceleași activități, chiar dacă ne este nouă mai comod, doar pentru că ei au preferințe diferite, dar totuși îi ducem în același loc să facă același sport, de exemplu, da? Le impunem să aibă aceleași prieteni, iar se întâmplă uneori și nu este indicat. Nu este indicat să-i comparăm, nu este indicat să petrecem mai mult timp cu unul dintre ei. Și aici o să mă întrebați cum adică să petreci mai mult timp cu unul dintre ei. Și da, răspunsul este că cu toții avem preferințe și s-ar putea ca cu relația cu unul dintre copii să fie mai ușoară, să ne fie mai ușor să comunicăm cu unul dintre ei și să avem tendința, nu știu, când merg la shopping eu, să-l iau mai des pe unul dintre ei cu mine, da? Nu și pe celălalt. Și atunci trebuie să fim atenți la această dinamică, astfel încât copiii să petreacă timp atât cu unul dintre părinți cât și cu celălalt. Să nu-i tratăm ca pe un întreg, da? Să nu se individualizeze ca fiind gemenii sau copiii sau, da? Și foarte important să acordăm importanță diferențelor de personalitate dintre ei și să îi susținem să se dezvolte în ritmul lor așa cum au nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc, Nina! Mai avem timp pentru maxim 3 întrebări. Sunt întrebări? Da.
Bună seara! Bună seara! Piticii mei sunt micuți, 2 ani și 2 luni, băiat și fată, dar mă interesează pentru viitor, așa, deja am început să mă întreb, chiar dacă e de vreme, pentru școală. Am văzut recomandarea de separare. La mine nu e vorba de dominant și dominat, ci de un atașament foarte puternic al fetiței față de băiețel. Credeți că este recomandat să îi separăm din clasa 1? Ce înseamnă atașament foarte puternic? Adică cât de mult? Ca să pot să răspund în funcție de asta. Face și activități uitându-se la el. Nu este foarte greu să stea fără el. Dacă lipsește unde este, este extrem de atașată de el. Este extrem de atașată. Da. Ok. Adică el poate să stea fără ea, să facă activități cu unul dintre noi, ea mai puțin fără el. Ea mai puțin, am înțeles. Acum, riscul care există dacă ei rămân în același loc este acela ca copilul care este atașat să rămână atașat de frate foarte mult timp. Adică băiatul să facă eforturi mai mari la școală, de exemplu, da? Iar ea să fie tot timpul în spatele lui și tot timpul să obțină niște rezultate în raport cu el. Ceea ce la în timp... Scuze, pentru că la activități mă aștept totul să fie invers, pentru că ea îi explică aici faci așa, aici ar trebui să faci așa, dar mă aștept să, nu, să nu-și creeze proprii prieteni și să... Da, exact. Imaginea de sine se formează în raport cu ceilalți, adică ceilalți ne oglindesc și atunci, sigur că dacă ei sunt foarte atașați unul de celălalt, unul dintre ei se dezvoltă mai mult, iar celălalt mai puțin. Teama e dacă e de vreme clasa 1 și să așteptăm până mai târziu sau clasa 1 în general este un moment prieten? Ai putea să începi să faci niște pași mai mici, de exemplu, să îi separi acasă, separi între ghilimele, adică să le oferi câte un spațiu fiecăruia și să începi cumva lucrul ăsta de acasă, da? Și la școală, dacă simți că încă lucrurile nu se rezolvă, poți să-i pui și să-i trimiți și în clase diferite. Mulțumesc mult! Plăcere!